Bun găsit! I-am invitat astăzi alături de noi pe prietenii mei George și Ancuța. Sunt foarte entuziasmați deoarece vor merge în vizită la bunica lor. Fiecare dintre ei i-a cumpărat câte un buchet de flori. Dacă privim cu atenție, observăm că în fiecare buchet sunt câte 3 flori roșii și 2 flori galbene. Oare câte flori va primi bunica de la cei 2 nepoți ai săi? Efectuând înmulțirea dintre primul factor, care este 2, și al doilea factor, care este reprezentat prin suma numerelor 3 și 2, vom afla numărul total al florilor. Astfel, vom învăța înmulțirea când unul dintre factori este o sumă. Vom fi apoi pregătiți să înmulțim un factor cu o diferență. George s-a gândit să afle mai întâi suma numerelor 3 și 2. Astfel, el a aflat că într-un buchet sunt 5 flori, iar în 2 buchete sunt 10 flori, deoarece 2 ori 5 este egal cu 10. Ancuța a calculat altfel. Ea s-a întrebat câte flori roșii sunt în cele 2 buchete și, efectuând înmulțirea 2 ori 3, a aflat că sunt 6 flori roșii. În același mod, a aflat și numărul florilor galbene. 2 ori 2 egal 4. Însumând numărul florilor roșii cu cel al florilor galbene, a aflat că în cele 2 buchete sunt în total 10 flori. Au obținut cei 2 copii același rezultat chiar dacă au calculat prin 2 procedee diferite? Desigur! Așadar, reținem. Dacă unul dintre factori este o sumă, rezultatul se poate calcula în 2 moduri, astfel. Efectuăm suma, apoi înmulțim rezultatul cu factorul dat sau înmulțim fiecare termen al sumei cu factorul dat, apoi efectuăm suma produselor. George și Ancuța se întreabă cum vor proceda atunci când unul dintre factori este o diferență. Vor aplica aceleași reguli ca în cazul înmulțirii unui factor cu o sumă? Să verificăm! George calculează mai întâi diferența numerelor 5 și 3 și apoi înmulțește rezultatul cu primul factor. Ancuța înmulțește fiecare număr din paranteză cu primul factor, după care calculează diferența produselor. Deși au calculat în mod diferit, cei 2 copii au obținut același rezultat. Reține și tu aceste reguli și îți va fi foarte ușor să înmulțești un factor cu o sumă sau cu o diferență. Succes!